certificatul de căsătorie în mână și cu portbagajul plin cu jucărie. Așa au început ziua Adriana și Mihail Șchiopul din satul Zaim, care au decis să transforme cel mai important eveniment din viața lor în unul plin de generozitate. Nunta care a avut loc sâmbătă trecută a fost un eveniment plin de bucurie și emoție pentru toți cei prezenți. Însă, momentul care a tras atenția și admirația tuturor a fost când tinerii însurăței au indicat în invitația de la nuntă jucării în loc de flori. Deci, ca să înțelegeți, toate jucăriile astea ne le-au adus la noi la nuntă. Invitații. Oameni, invitații. Uitați-vă, niște cărțulii. Aici niște cărțulii. Așa. Noi în loc de flori am primit jucării. Păi, sunt așa de scumpi, eu mă duc și el vreau de la magazin și avada. Când te uiți că ai o leac de bani pentru mâncare și... Nu pot să nu... Acum... Ia-te! Ia-te! Petrucine! Micuța asta ca tine! Ține-te-le lui! Ți-mi place? Ține! Care îți place ție? Aia! Asta? Așa! Copiii cu zâmbete pe față au început să exploreze jucăriile și să se bucure de darurile primite. Sperăm să vă aduc bucurii în casă, să vă aduc o copilărie frumoasă, să bucure copiii, să crească sănătoși, cu o copilărie fără primejdii. E foarte frumos asta, nu știu, dă-mi Dumnezeu sănătate, că în ziua de azi jucările sunt foarte scumpe și florile se aruncă, dar jucările sunt foarte scumpe amuia. Dacă n-ai posibilitatea asta, vă mulțumesc foarte mult. Să vii de la școală, la grădiniță, eu or sar în sus de bucurie. Eu mă bucur de jucările, dar copiii încă mai tare. Mulțumim frumos, din suflet vă mulțumesc. Adriana și Mihail au afirmat că au luat această decizie pentru a aduce un zâmbet pe chipurile copiilor care au nevoie de sprijin și pentru a sublinia importanța solidarității în comunitatea noastră. Inițial ne-am gândit să fie, nu știu, niște cărți sau altceva, doar să nu fie flori, pentru că ele se ofilesc și e păcat. Nu e un act major de caritate sau un eroism, e un simplu gest pentru a vedea zâmbetul pe fața copiilor, pentru că copiii care zâmbesc ne încarcă cu multă energie și cu mult pozitivism. Da, jucăriile au energie foarte pozitivă și când vezi un copil cum se bucură de ea, te umpli și tu cu emoții pozitive și cu energie. Așa că sperăm să facem cel puțin câțiva copii fericiți, măcar pe o clipă. Tinerii își doresc ca gestul să inspire și alți tineri care să contribuie la fericirea altora în moduri creative și inovatoare. Dar copiii s-au bucurat foarte mult, ne-ar fi fost plăcut să fie toți șase, dar suntem siguri că a să fie o surpriză foarte mare la întoarcerea lor. Am văzut că mama a fost bucuroasă, eu cred că misiunea noastră a fost îndeplinită. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor invitaților noștri care au ținut cont de opțiunea noastră și au venit cu o jucărie. Și acum sper să vadă și ei că acest gest făcut mână de la mână, om cu om, a făcut o familie fericită. Da. Adriana și Mihail Șchiopu au demonstrat că dragostea adevărată și generozitatea merg mână în mână și că gesturile mici pot avea un impact enorm în viața celor din jur.